Salut, băieți! Opa! Băieți, da! Ca să fie clar, băieți, o să încerc ceva, băieți. Stai, băieți, trebuie să faci ceva în momentul ei, trebuie să cătați puțin în momentul ei, în contactul ei, da? Bun. Da, băieți, acum după ce... Ce-i Cody? Ce s-a întâmplat aici? Adică ce-i Cody? Cody ce-i? Păi, ca să fie clar, ne reîntoarcem, băieți. Ca să fie clar, băieți, ne reîntoarcem pe asfalt. Dar probabil vă sunteți la fel de mirați ca mine, nu? Bă, poate aș putea spune și eu la fel. Asta-i, băieți. Asta stai. Da, băieți, ca să înțelege ce s-a întâmplat. Acest videoclip o să fie, ca să fie clar, să fie un videoclip în care o să mă doar joc. No, nu-mi place. Ok, băieți, ca să fie clar, acest o să fie un videoclip în care doar o să vă explic ce s-a întâmplat cu steria de asfalt. Și evident trebuie să scot chestia aia. Nu mă scuzați, băieți, că n-am uitat să scot chestia aia, adică chestia aia. Chestia asta. O să scot imediat. No, mă? Bun, las-o scoate. Deci ca să fie clar, băieți, care ar fi ideea? Ar fi faptul că vreau să mă întorc la seria de asfalt nouă. Vreau să ne reîntoarcem la ce am avut. Și la multe alte chestii. A făcut cursa aia numai așa de distracție, aș putea spune. În mare parte. Bun. Bun, ca să fie clar, băieți, aș vrea cumva, aș vrea cumva în mai departe să mă loghez din nou, adică să încerc să mă loghez, dar pentru asta ar trebui, o să placă să mă joc în joc. Așa că, băieți, acesta o să fie doar un episod informativ în care vă spun în mare parte, în timp ce mă joc eu, puțin așa. Deci mă joc în modul ăsta normal, că trebuie să mă joc în jocul ăsta ca să pot să mă conectez probabil. O să văd ce o să pot face, băieți, ca o să readuc seria, dacă nu vom continua, adică vom reîncepe toată seria de la zero. Dacă nu reușesc. Da, o să ne jucăm normal, fără muzică și o să vă explic și de ce în episodul ăsta. Ca să fie clar, poate vă întrebați mult, dar de ce s-a terminat seria de asfalt nouă? De ce a trebuit să termin? Motivul mare... Care a fost în mare parte motivul? A fost în mare parte din cauza... A fost din cauza unui copyright care l-a luat, dacă v-ați uitat la videoclip... Dacă v-ați uitat la videoclipul The Story of Copyright, care știți că l-am pus pe canal, am motivat timp. Dar dacă v-ați uitat la videoclipul ăla, știți ce s-a întâmplat. Să mai băieți, am primit copyright de la o anume firmă, știi că Metallica, dacă mai simite. Așa. Iar firma aia a zis că melodia care a folosit-o eu în videoclip era mare parte, melodia aia era o melodie care nu desineam. Și de asta am primit un fel de copyright, mai mult așez videoclipul și nu mai am. Așa. Asta ar fi fost ideea. Da, bun. Și asta a fost în mare parte că, cum zice, a trebuit să cumva să șterg videoclipul și am zis că cine știe dacă mă apuc să postez și alte videoclipuri, poate să fie rău că au melodie și aia. Deci da, pentru că asfalt nou au plătit ca să pun în melodiile alea, iar eu nu am. Da, câteva melodii nu au treabă și nu am avut treabă la multe firme. Dar aparent fix la firma aia o trebuit eu să mă găsească pe mine și să-mi zică că bă, n-ai făcut bine.
Adică, bă, tu ne-ai luat, tu ne-ai luat muzica și fără. Tu ne-ai luat muzica și nici măcar n-ai cerut-o. Adică nici măcar să ne dai bani. Asta e în sensul să-ți bagi muzica acolo. N-am vrut să fac mai multe explicații, am zis doar așa, bă, lasă așa, nu că nu mai. Adică n-am avut o chestie, adică ca și cum să mă apuc eu, că să nervos eu. Păi să știu cum videoclip, eu am fost numai un videoclip, da. Am avut ce face. Ca să fie clar. Dar, na. Faza e că nu prea am avut. Așa că poate mi să mă... Așa că pare, poate trebuia să... Vreau să mă... Așa că trebuia să mă obișnuiesc. Adică cum mă obișnuiesc prin... Unde trebuia să mă obișnuiesc în mai parte cu faptul că... Bă, nu-i chiar, bă, trebuie să mă... Cu ce de... Trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că, bă, nu cred că mai pot spune asta al doua. Dar totuși mi-a fost un chef foarte mare că m-am uitat la videoclipurile vechi. Așa că am zis că, bă, de ce nu să mă reîntorc? Bun, ca să fie clar, în ce să vedeți voi videoclipul ăsta, se aputează să ieși eu să vedeți voi în episodul următoare. O să încerc cumva să mă conectez pe contul meu vechi. Și ăsta ar fi mai mult un fel de antrenament. Dar da, o să încerc să mă conectez pe contul meu vechi, o să, nu mi-am pierdut foarte mult din skill, sper să nu mi-am pierdut din contul de tot, dar pentru că am încerc aplicația, și nu știu dacă pot să salvezi, nu știu dacă chiar pot să salvezi, nu știu dacă chiar pot să salvezi și ce se întâmplă în joc, mare parte, adică nu știu chiar cum pot face chestia asta. Așa. Și deci asta a fost ideea. Asta a fost mare parte ideea. Că mare parte a fost că am vrut să nu mai fac din cauza că trebuie să fie bine chiar copyright. Deci am făcut videoclip. Dar am că bă, șansele să se întâmple din nou asta sunt foarte mici și am gând și muzica foarte încet, păcat că nu mai pot auzi, dar dacă fac poate votaje, îmi bag eu, caut eu niște muzică care mă lasă să folosesc. Nu mai fac. Bun. Dacă a fost eu... Dacă am văzut-o bine aici, pe lângă astea. Bun. Bun, se vede, melodia se aude puțin. Dar n-am, uite că aia să vedeți. Ca să mă conectez aparent nu chiar funcționează. Nu știu chiar, o să încerc să caut o chestie. Dar pare că am văzut o fost episodul de astăzi. Am vrut să fac episodul ăsta special. Că vreau să joc puțin jocul. Vreau să mă rejoc jocul ăsta. Ca să pot să refac chestiile. Și chiar și dacă nu o să pot să mă reconectez, o să încerc cumva. Adică că așa că nu o să mă mai pot reconecta, o să continuăm în stilul ăsta. O să ne reîntoarcem, o să facem chestii nouă, aș putea spune. Adică să fac ce? Adică să fac... Nădine, dacă o zice să mă... Adică să fac chestiile astea, să mi refac chestiile și din astea. Și n-ar fi chiar atât de greu să fac chestia asta. Oricum multiplayer-ul zice că mi-l se poate pune numai după 20 de secunde, așa că când am timp mă mai fac chestii astea și după aceea o să ne putem probabil reconecta și după ce ne-am conectat putem să reușim probabil să într-un final să ne poate să reușim să ne reîntoarcem acolo și să continuăm sezoanele care le-am făcut. Așa că băieți, ne vedem data viitoare și Santos. Bine, ați văzut asta de mult, dar nu contează Santos seria, pe 100 preferată.